Salutare tuturor, eu sunt Pop the Caster și bine v-am găsit la Super E-News, emisiunea pe care dacă ai arătat-o părinților, ai primit întrebări de genul: hă? Și ăștia ce fac? Se joacă pe calculator? Câți bani? Nu știu, pe vremea mea sportul se juca afară. Da, precum un fenix supraponderal, am renăscut. Anul e nou, ne-am înnoit și noi. Avem nume nou, logo nou, tricou nou din 2008 și avem câteva noutăți pentru voi. Dacă perioada de după anul nou este rezervată exclusiv Mahmurelii și eSports-ul ia o pauză pentru 2-3 săptămâni, acum au început să se mai miște lucrurile și să apară tot mai multe noutăți și competiții. Bun, să trecem la treabă! Pe 24 ianuarie începe Pinnacle Winter Series, o serie de 3 turnee europene cu un prize pool de 250.000 de euro. Vor participa peste 20 de echipe cu rankings variate, majoritatea top 30 mondial. Echipe precum Eternal Fire, Skade, Sprout și Dignitas au fost deja invitate. Spam and he will is going to be an early point of contact. He will be able to do so. Ships allows him to cross. Heavy A presence, oh Murbit, oh no. Dar Pinnacle Winter Series are și o etapă de calificare, unde participă echipa românească One Tap Gaming. Aceștia și-au început drumul spre calificare pe 17 ianuarie. Încă un turneu european interesant despre care aș vrea să vă povestesc este Thunderpeak Bitcoin Series, la care vor participa echipe destul de bine cotate din Europa. Ce e interesant la acest turneu e că premiul cel mare este de 1,2 Bitcoin. Da, e primul turneu care oferă ca premiu o criptomonedă. Mi se pare un scenariu destul de amuzant. Gândiți-vă că sunteți în echipa care a câștigat concursul și prețul Bitcoinului tocmai a scăzut cu 30%. Totuși, organizatorii au promis un prize pool de minim 75.000 de dolari pentru primele 8 echipe, așa că nu cred că o să moară nimeni de foame. Se naște o nouă echipă de CSGO după ce FalleN a plecat de la Team Liquid. Unul dintre cei mai titrați și importanți jucători ai scenei din Brazilia a anunțat că a format echipa Last Dance. Rosterul e plin de veterani, de jucători care au mai jucat împreună într-o echipă sau alta, dar nume recognoscibile în orice caz. FalleN, Fer, FNX, Bolts și Vini vor forma rosterul acestei echipe, care se anunța a fi extrem de populară, mai ales pentru fanii brazilieni. Começando o primeiro treino aqui, hein? Oficial, direto do Farofa do FalleN. Já fez alguns outros táticos online, mas vamos treinar Mirage hoje. Vamos começar com a provinha de smoke na janela aí, vambora. Vamos lá, Lin, você tá em qual aí? Tá bugada, calma. Trecând mai departe, nu știu dacă ați observat, dar ne-am înnoit puțin în 2022. Avem logo nou, avem și subiecte noi. Până acum v-am tot povestit de Counter-Strike, v-am prezentat meciuri, cote, știri, cam tot ce era de spus despre cel mai popular first-person shooter de pe planetă. În 2022 vom diversifica puțin subiectul și vom include mai multe e-sports-uri în emisiunea noastră. Apropo, că tot vorbim de noutăți, avem un bonus foarte interesant pentru toți abonații SuperBD pe YouTube. În primul comentariu al acestui video, undeva sub mine, veți găsi un link. Folosiți acest link pentru a vă crea un cont pe SuperBet și veți primi un bonus de 100 de lei pentru a paria pe sporturile și e-sporturile voastre preferate. Am vorbit cu producătorul emisiunii și aparent pentru fiecare bonus de 100 de lei pe care îl primiți, mi se scad 1100 de lei din salariu, un meci mai prost, dar aia e, bucurați-vă de bani. Așa cum spuneam mai devreme, diversificăm emisiunea, deci hai să vă spun cum stă treaba. Pentru cine credea că mă pricep doar la Counter-Strike, am o veste proastă pentru voi, mă pricep și la făcut sandwich-ul. Mă pricep și la League of Legends, un joc din ăsta mai mic și care peste 140 de milioane de playeri și aparent e cel mai popular e-sport din lume sau ceva, nu știu, n-am înțeles exact ce mi-a explicat băiatul care scrie emisiunea. Ceva cu eroi, turnuri, o junglă, minioni, habar n-am. Mie îmi place să țin arma în mână, să țintez spre chestii care se mișcă și să trag în ele până nu se mai mișcă. Simplu de înțeles. Ei bine, League of Legends e diferit. Am ajuns să fac și pe asta, ok. League of Legends e un joc de tip multiplayer battle arena, tot 5 vs 5, ca și Counter-Strike. Imaginați-vă o hartă cu 3 linii și o junglă între ele, două baze la capete opuse ale hărții. Din respectivele baze apar minioni pe care dacă jucătorii îi omoară primesc bani, bani cu care pot să-și cumpere iteme și ulterior să dea mai mult damage în adversari. Și de-aia nu e bine să mănânci sushi la o petrecere de Revelion. Echipa care distruge baza dinamică câștigă meciul. We'll take down G2 and they continue to be a thorn in G2's side. The Nexus Towers will fall. The final chapter will be exactly that. Batagamas, he's knocked up and he's down. Say goodbye G2, Mad Lions have come to play. Uf, ce bine că reușesc să explic jocul în doar 4 ore. Oricum, partea frumoasă de-abia acum începe.
Cea mai frumoasă parte a League of Legends sau a LoL-ului, cum e abreviat de multe ori, este bineînțeles partea de eSports. Este cea mai dezvoltată scenă de eSports din lume, cu tot ce trebuie, de la turnee internaționale precum Worlds, campionatul mondial adică, până la ligi naționale precum campionatele Spaniei, Germaniei și așa mai departe. Fiecare regiune majoră are un campionat dedicat, iar cele mai populare campionate sunt LEC, campionatul european, LCS, campionatul Americii de Nord și LCK, campionatul corean. În fiecare săptămână avem parte de meciuri în aceste ligi foarte interesante și extrem de disputate. Pe lângă faptul că sunt ligi francizate, pe modelul american din NBA, de exemplu, toate au un format simplu de urmărit. Avem prima dată sezonul regulat, care se joacă tur-retur și echipele adună puncte în funcție de numărul de victorii, după care avem faza de play-off, care se joacă single elimination sau double elimination. Ați înțeles? Nu? Ok, acum vine partea bună. Avem campionate naționale, regionale, continentale și mondiale, toate pariabile, toate pline de meciuri interesante, toate disponibile pe Superbet. Vedeți imediat despre ce e vorba. Mâine, în campionatul corean, adică LCK, Gen G, cotă 1.16, îi înfruntă pe Fredit Brion, cotă 4.60. Gen G sunt o organizație de tradiție din Corea, care an de an aspiră la titlu și la campionatul mondial. De cealaltă parte, Fredit Brion sună ca un tip de cremă de corp. Merg pe o victorie a celor de la Gen G, sub 2.5 Hz, cu cotă 1.42. Liv Sandbox, cotă 2.05, se bat cu cei de la Guangdong Freaks, cotă 1.70. Aici o să aleg un pariu pe câștigătorul cele de-a doua hărți și anume Guangdong Freaks, cu cotă 1.75. Cred că au suficientă calitate în roster cât să câștige a doua hartă, indiferent dacă o pierd sau o câștigă pe prima. Până la urmă, meciul este best of 3. Opțiunea mai sigură ar fi victoria celor de la Freaks, dar câteodată nu strică să trăiești puțin periculos. Katie Rolster, cotă 2.05, se duelează cu Nongshim Red Force, cotă 1.70. Aici treaba e puțin tricky. Ambele echipe sunt foarte bune, Katie Rolster fiind o organizație cu tradiție, având mai multe participări la mondiale la activ. Nongshim sunt o echipă mai nouă, dar pe hârtie au un roster ceva mai bun. E un pic tricky de prezis acest meci, dar voi merge pe un pariu la numărul de hărți, plus 2.5 cu cotă 1.90. În campionatul brazilian avem o serie de 5 meciuri tari, iar predicțiile mele arată cam așa. Hai să vedem ce se mai întâmplă în scena autohtonă de eSports. V-am povestit deja că OneTap joacă la Pinnacle Winter Series Regionals. Și aș mai vrea să menționez că și Nexus Gaming vor participa la Malta Vibes, un alt turneu cu prize pool bunicel și cu multe echipe bune din Europa. Turnee românești de CS nu avem, pentru că încă e devreme în an, dar cu siguranță vor veni cam începând cu luna martie, eu așa anticipez. Să trecem la League of Legends, unde România este reprezentată în eSports Balkan League de către Nexus Control. Liga Balcanică este liga de care aparține România în circuitul profesionist de League of Legends, iar țara noastră, reprezentată de numai puțin de 7 jucători în această competiție, 5 dintre ei la Nexus Control și 2 la echipa Soveja. Bineînțeles, această competiție este listată pe Superbet și de săptămâna viitoare voi începe să vă dau recomandări și pe această competiție. Să trecem la partea mea preferată, unde vă arăt ce bilete mă țin treaz noaptea. Așa cum v-am obișnuit, avem câteva bilete pe care vi le recomandăm, eu sper să fie și câștigătoare. Avem un bilet blând, nu mușcă, doar se joacă. Și avem un bilet mai agresiv, mai spre câine de pază, cu care nu te joci. Dacă vreți să rămâneți la curent cu toate biletele noastre, descărcați aplicația Superbet, intrați la secțiunea Super Social, căutați cuvântul eSports și urmăriți pagina noastră. De asemenea, dacă v-a plăcut emisiunea, nu uitați să dați un like, un share și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canalul Superbet România. Eu sunt Pop The Caster și până săptămâna viitoare, vă pup pe portofel, e timpul să mă retrag.